ripostează imediat, domnule. Nu, o lovește Vasile Sărău, da, Vasile Jor. O lovește cu cotul și spune, mă scuzați, domnule. A, dar de Chopin o confundă cu un domn. Da, de cauza prenumelui. A, George, da. Ea însă pune imediat lucrurile la punct. Da. Și răspunde, domnule, mă scuzați, sunt o doamnă. Și aici da, vine, după părerea mea, da, cel mai frumos text pe care l-am în tot filmul. Dacă vreți să ne spune cum este. Când el îi răspunde, eu adică. Da, 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 așa cum îi răspunde el, George, da? Nu face nimic. A, asta îi spune Chopin, nu face, da, da. Da. Și acum este un moment excepțional, imaginea se schimbă, este o lovitură, cum se spune, cu de foudre. Da, adică o dragoste la prima vedere. Nu, este o dragoste fulgerătoare. Ah, da, da. Cei doi îndrăgostiți îi vedem pe lacul Bourget, într-o barcă, George vâslește. Ea vâslește. Da, ea vâslește, da. Pentru că el scoate goarna. Chopin scoate goarna și improvizează sub clară. Da, ne aflăm, așa, stimați, repetatul în plin romantism, nu? Da, muzica e beat. Cum nu se folosește muzica lui Chopin? Nu, se evită muzica lui Chopin. Da? N-are rost să-l amestecăm pe Chopin în toată ciorba. Da, n-are rost. Acum, ca sensibilitate, nu-i așa? Da. Ca armonie, ca muzica beat, deci nu se asemănă cu muzica lui Chopin. Da, deci într-o armătură oarecare, la telespectatorii sunt curioși și eu să aflăm. Ce se întâmplă în barcă? În barcă? În barcă nu se mai întâmplă nimic, pentru că între timp ei s-au înnecat. Da? Și filmul continuă cu viața lui Gounod. Că Gounod a trăit mai mult decât Chopin. Da. Viața lui Gounod sau Bach sau Voltaire sau, da, nu s-a stabilit încă, da, pentru că nu se știe ce materiale vor găsi pentru costum. Da, mai este vezut. Așa, foarte interesant, și ne-a spus, este impresionant, veți avea un succes formidabil cu acest film. Un succes extraordinar, cred că mai mare decât Love Story. Da. Da. Nu știți ce contract am semnat, care este noul film? Dar nu știm și suntem curioși, noi așa, să aflăm despre, dacă vreți să ne împărtășiți ceva. Da. Nu, vă rugăm foarte mult. Uite, îți spun titlul. Da, vă rog. Îți spun titlul, dar te rog, mare discreție. Rămâne între noi, mai este, noi așa, sunt ziare și naiba. Da. Filmul se numește Punctul Cardinal. Punctul care face interesant și despre ce se vorba mai este. Filmul, acțiunea filmului se petrece în lumea boxului. Ah. Despre cardinalul Richelieu. Setu. Jésus, Marie, roi d'Angleterre. Acum, trebuie să mâncăm pula asta, Crăciunul. Moale. Este altfel de singurată. Hai că am deschis eu un serelema. Ce? A fost? Să știi ce vrei, nu e mereu plăcut. Pentru alții, așa e când ești adult. Ajutați! Nu mai îmi dai o sarma! Uno, se di la boare. Da, rece, rece. Adu-o în coace. Dar noi te îmbolnăvești, mă. Dacă mă ocuri, nenoroc. Dacă a fost profitoare. Băi, bolșevicule, îl cunosc, mă, da. Furnizor de indicații prețioase. Da, s-a schimbat firma. Miluiți, ce noroc am avut. Nu, n-are mai. Ce noroc am avut în locul ăsta.
Contract central mi l-a cedat. Nu, că nu trebuie prea mult, că după aia crapă în tine. Cu banii câștigați aici, crapă inima în tine. Un video. Ne-a apucat, a apucat. Când îl cauți, e la film. Imediat după revoluție, lumea mai milostivă, mai miloasă. S-a stricat treaba. S-a stricat rău de tot. Păi dacă mă invidiază și unii trecători pe mine, bine, nu vorbesc de aia care bogați au fost bogați. Miluiți-mă! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Ce vrei? Este un basai de jeu. Un fost coleg de-al meu. Rugăciuni pentru păcare. Doamne, miluiește pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine și mă ocolesc asemenea și pe cei ce mă grăiesc de rău, ca nu cumva. Colivă, din deși tămâie, profesor bun, păcat că nu și-a dat doctoratul. Atunci nu l-a dat că nu era membru. Acum poate-l dea, dar la cei mai folosești. Am mai avut un coleg, tot la catedră, de limbă germană. Vai de mine, vai de mine, ce s-a priponit ăsta. Cerșește în hol la biserica luterană. Nemții, dodnești. Da, păi. Nostalgia de altă dată. Buda prostie, sărumâna. Sărumâna. Nu se poate. Deutsche Mark. Dante. Dante, meine Damen. Dante, ce fată bună. Dacă n-avea fost așa de scurtă, o luam pe logo, societate pe acțiuni. La o mănăstire de taici. Să fie primit, maică, că și eu am avut cheltuieli. Investiții. Ia uite cârza. Cârza asta am cumpărat-o cu bani strâns pentru un șifonier. Echipamentul nu, că l-am reciclat, l-am făcut de materiale refolosibile. Dar nu e o problemă. Știți ce e grav? Nenorocire că într-o zi o să umble atâta lume în zdrențe, că o să se creeze confuzii. Ce vreți? Și la noi, la economia de trotuar, sunt probleme. Păi uite eu, după ce m-am implementat aici, a vrut să mă evacuez un contract ăsta mai brunet, așa. Ăștia cu textul ăla clasic. Auleu, ajutați-mă și pe mine, că mi-au murit 5 copii, 3 de mici și 2 de chifele. Dați-mi. Păi i-am cântat aici. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă! Doamne, ce s-a înrăit lumea! Păi a atentat la locul ăsta și un fost student al meu. Un fost student al meu, absolvent de facultate, acum e angajat la Ecaritate, lucrător cu lastou. A venit aici, a strigat în gura mare, tot ăștia ies în față, ăștia fiți! Ce? Sărumâna, domnielu! Sărumâna, la mulți ani, sărbători fericite! Cădeți în foame ziduri, că de asta sunt nebuni. Iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar Eminescu. Eminescu, domnielu! Domnielu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite! La mulți ani, domnie, mare om! Mare om, domnul, patronul de la Alba Neagră. Vai de mine, vai de mine, nu se poate. Ia să încercăm noi să facem monetarul, să vedem ce... Bună și aici. Mărâncici, văd că e. Păi cred că mi-ajung ăștia de o litră de salam, de la mult. Sau depinde. Azi dimineața era 460, la 10 era 530, la 12 670, acum eu știu cât o fi.
Da, mă rog. Vom vedea. Tot a ieșit ceva. E, s-a făcut târziu. Gata. Milui! Aiure. Este sunt artiștii de la teatru din colț. Că nu este iar moda cu versurile. Fac și oameni. Să mai crezi în proverbe. Ai carte, ai parte. Vax albina, crema puca. Prost să fii, dolar să ai. Gata. Hai că am vorbit destul. Strângem. Închidem. Închidem prăvălia. Rian ne va plu. Și azi e și, azi e și zi de, de meeting. Poate mă umplă vreunul cârzea să dea după scutie. Sau invers. Da. Vine el anul nou. Mă îmbracă într-un costum. Mă îmbracă într-un costum de coșar și dau cu greu. Ce-am înnebunit. Oarba acași. Aiure. Păi la banii mei să stai scump. Lasă că văd eu. Văd eu. Cu ce-o-i da. Și în cine-o-i da. Mi-a amortit și piciorul ăsta. Mulțumesc. E greu să stai pe el. Mielu. Vreau să dau de șchiup. Mai milostivez lumea. Am vrut să-mi scot în față ceva. Din să-mi arăt așa locul din Anda. Era prea mare sacrificiu. În orice caz, vă doresc Merry Christmas. Sau în românește, să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine în 92, care nu o mai vede. Domnul Mielu! Domnul Mielu! Mare, mare, patron de la Alba Neagră. Eu-s neagră. Mie place neagră, mă, mă. Ai noroc? 23. Eu, mă, că nu vrea, mă. Nu vrea. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2...